lucrat, practic, pentru guvernul Cioloș 300.000 de lei. Însă, peste jumătate din acești bani provin după ce acesta s-a băgat în Consiliul de Administrație al companiei de stat Exim Bank. De asemenea, și Alin Mituță, devenit șeful cancelarii, a primit peste 47.000 de lei de la Hidroelectrica și de la Complexul Energetic Muntenia S.A., unde acesta, iată, era membru în Consiliile de Administrație. Și Vlad Voiculescu, actual ministru al Sănătății, a fost și el într-un astfel de Consiliu de Administrație, de unde a încasat în doar câteva luni peste 19.000 de lei. Soțul Ancăi Dragu, actuala președintă a Senatului, a fost și acesta practic angajat de către guvernul Cioloș și a încasat în doar câteva luni 55.000 de lei. De asemenea, și Ionuț Moșteanu ar fi câștigat peste 20.000 de lei din 3 consilii de administrație unde acesta practic a fost angajat. Dragoș Pâzlaru a câștigat peste 14.000 de lei în perioada în care a fost consilierul lui Dacian Cioloș. Mulțumim mult, Marina. Domnul Chiriac, în scurtele pauze pe care le-au luat de la salvarea țării, s-au băgat și ei la niște ceauri, cum trebuie, ca, mă rog, ca toți aia pe care îi înjură, nu? Deci, să nu faci ce face popa, să faci ce spune popa. Deci, asta e valabilă și pentru ceilalți. Erau demnitari la momentul în care s-au băgat în ceauri. Da, deci, ei spăbeau de ăilalți, dacă da. Erau de la PSD, dacă era Ciumă Roșie, dacă era chiar de la PNL, că ăsta spuțin, e o chestie de timp puțin. Până o să le dea în cap peneliștilor cu tot. De deja au început. Păi, am văzut că i-a chemat șeful cel mare azi la Cotroceni, pe miniștrii USR, să îi spunească un pic, să le spună asta e calea, adevărul și dreptatea. Dar nu cred că se lipește. Deci... Da, e, domnul Chiriac, mie mi-a plăcut justificarea domnului Vlad Voiculescu, care a spus domnului Nicolae Dân și poate polemici cordiale pe Facebook, foarte ocupați amândoi, și a spus că, domnule, în perioada aia eu aveam salariu cam mic și aveam chiria o dată și jumătate cât salariu. Deci domnul Voiculescu ne mărturisea că nu se ajungea cu banii și și-a dat un CEA, nu ca să rezolve neapărat treburile țării, dar ca să se ajungă cu banii de chirie. Deci, măcar nici sinceritatea nu știți să, acum să o apreciați, domnul Ciutacu. Omul a fost sincer, a spus, bă, n-am treabă cu fraierii ăștia, am treabă cu chiria mea. Păi, dar știți, eu cred că acum, dar am făcut eu ministru... o socoteală aritmetică, știți cât e așa chiria aia domnului Voiculescu? Păi, eu știu unde o stau omul. Păi, nu știu, 9.000 de lei pe lună, 2.000 de euro pe lună, eu știam că 2.000 stai pe Herăstrău. Deci, iertați-mă, dar... Depinde unde stă omul și apoi nu e doar chiria, e și mentenanța și catering-ul. Sunt mai multe lucruri care se pot adăuga. Dar cu voia lui Dumnezeu, domnul Vlad Voiculescu s-a scos. Acum arată cu Ministerul Sănătății și 8 miliarde de euro plus casa. Deci corect plus că trebuie casa. Să, nu trebuie să mai dau un chirie la casă, e că îi dă RAPPS-ul. E bine. Era și să le ajute Dumnezeu. N-am înțeles ce ai spus, Dan. Era ministru și pe vremea... Nu, că în primul ceas s-a băgat când era șef de cabinet al ministrului finanțelor. După aia s-a perpetuat. Păi da, dar devine incompatibilitate. Ne mai luăm de la... Nu. Păi, cum să nu, legea nu era... Corect, ministrul nu are voie să fie membru în Consiliul de Administrație. Păi să faceți noastră o sesizare la Ani, că doamna Șoșoacă se ocupă cu ăsta cu măștire, faceți noastră cu incompatibilitatea. Hai să ne împărțim și noi. Au călcat legea. Uite și acum breaking news cu adevărat grav.